two, three, go! Pe tânărul interpret l-am urmărit încă de la primele melodii cântate, dar și la examenele de bacalaureat nu l-am lăsat în pace. Cel puțin în cazul meu, examenele de bac au trecut neașteptat de bine. Am trecut toate cele patru probe și am și 10 la turcă, după cum am zis. Doar că notele în cazul lui chiar nu contează. Încă înainte de bac, Ștefan a fost admis la o facultate din Amsterdam. I-au fost de ajuns câteva scrisori de recomandare și nu oricare, dar de la dita mai personalități, printre care Loredana Groza și președintele țării noastre. Este universitatea celor mai mari studiouri din lume, studiourile Abbey Road și Universal Music Pictures. Cred că toată lumea știe deja când începe un film și apare planeta aia mare. Moldoveanul nostru se află deja în lista celor câțiva studenți străini care vor fi în grupa avansată a cursului, iar prima lecție din orar e stabilită deja pe 25 septembrie. Se pare că va călca pe urmele celor mai vestite personalități din lumea muzicii. Artiști semnați la Universal ar fi Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, Kanye West, Demi Lovato, Queen, Michael Jackson, Adele, Taylor Swift. Cu așa cariere formate aici, n-ai cum să nu tinzi spre aceleași culmi. Sperăm că locul îi va purta norocul. O să fiu în locurile în care ei trec destul de des și fac sesiunile, locurile în care ei se inspiră și sper eu să mă inspire și pe mine pentru viitor și să mă ajute să creez. Nu se știe dacă va da glas talentului său de interpret, dar cu siguranță tot în muzică se vede. Nu știu, la moment e 50 la 50 pentru mine. Denumirea cursului care o să-l fac o să fie business în muzică, producție muzicală și design de sunet. Școala din Europa este doar o punte către alte continente. Ștefan vrea să-și trăiască visul american, așa că de pe acum se gândește spre ce localități să-și rezerve biletul. Iar primul oraș din listă era Los Angeles. Am înțeles că e prea cald acolo și nu mai vreau să ajung în Los Angeles. Deci teoretic am rămas fără scop. Și m-am uitat pe hartă și am rămas la San Francisco. L-am prins cu bagajele făcute. Mâine îi vom spune deja moldoveanul din Amsterdam.